Bine ați venit și la etajul 2. Un lucru foarte important pe care am uitat să vi-l spun sus este faptul că oamenii pe care ați văzut acolo nu sunt încă angajați în voștri, sunt într-un program de internship. Noi ce am făcut până în momentul de față a fost să căutăm oamenii care deja, să zicem, ar fi pregătiți să intre în joburile din firma noastră, dar am hotărât să facem în plus încă ceva. Și anume să le oferim un program de internship care se desfășoară pe perioada a 3 luni, în care noi îi învățăm efectiv de la zero. Deci de data asta nu îi mai trece printr-un proces de interviuri în care să demonstreze că sunt deja la un anumit nivel. Îi luăm, fără să știe aproape nimic în industria asta, 3 luni de zile investim în ei, după care vom vedea dacă au reușit să învețe sau nu. Deci suntem și noi alături de dumneavoastră parte din sistemul educațional din România, să-i zicem. Bun. În spate aici este o cameră foarte interesantă, vreau să vă arăt. O să ne scuzați pentru un mic deranj care este pe jos. În care ținem toate echipamentele pe care oamenii din firma le folosesc. Sunt, nu știu exact să prezint numărul, dar sunt probabil sute de telefoane, tablete, laptopuri, console. Poate cineva să deschidă? Da. O scuză? Mersi. Sunt ținute toate echipamentele pe care oamenii au nevoie. Și sunt atât pentru partea de testare, dar și pentru partea de producție, pentru că v-am povestit aici am început cu o echipă de testare. Dar ușor, oamenii au demonstrat că poate să facă și alte joburi. Avem oameni care se ocupă de design în momentul acesta. Ce mai avem medii? Oameni care design, artă și producții. Și level design. Ne dorim să atragem programatori, ne dorim să atragem mai mulți artiști. Sperăm să apară secția de arte a universității din Iași la Liceul de Arte, ca să putem să venim și noi în întâmpinarea tinerilor să-i trainuim, să fie deja mult mai pregătiți să vină alături de noi. Deci vrem într-adevăr, așa cum a spus și domnul primar, nu ne dorim neapărat să facem doar un job de entry level în industrie care este testarea, ci să venim în Botoșani și să creăm. Țineți-ne cu. Mulțumesc.